ultimii ani a fost o febră între oameni, așa, sau cel puțin în societate, și nu doar între noi aici în România, ci și cam peste tot. O căutare interesantă a oamenilor cu privire la ceea ce urmează să se întâmple, la ce o să fie, și unii începeau să numească ceea ce urmea să fie, genul sfârșitul lumii sau apocalipsa, care oricum așa o numește mai cu rezonanță. Și într-un fel, celuia tot felul de lucruri, de genul, puneți conserve de la bătaie, vin vremuri grele, plânsul și scrâmnirea dinților, nu o să mai ducem până bate gongul, și așa mai departe. Și, într-un fel, cei care începeau să spună toate aceste lucruri, se inspirau de pe undeva. Și, de obicei, sursele erau în felul următor. Un Nostradamus, un profet sau un prezicător de pe aici, de pe acolo, o cultură incașă, ce mai era? Printre ele era și Biblia. Și în toată nebunia asta, pe inima mea a fost să înțelegem un pic totuși ce are de spus Biblia cu privire la asta. Dar înainte să mă pronunț în seara asta la lucrurile pe care le cred și despre care sunt convins că se vor întâmpla așa, vreau doar să vă aduc aminte ceea ce vorbeam în tabără, acum, vara asta. Probabilitatea ca în Iisus să se fi împlinit cele peste 300 de profeții de preziceri. E, din calcul matematic, e zero. E aproape inexistentă. Pentru că la un moment dat de ceva de genul o șansă din 10 la puterea 156. De, da? Eu nu știu să-l număr numărul ăla. 10 la puterea 56, da? Și totuși, probabilitatea asta a fost dată peste cap și Iisus a demonstrat că chiar așa stau lucrurile. S-au împlinit în El aproape 300 de profeții. Matematicienii, ca să înțelegem un pic lucrurile și altfel, cei care se ocupă cu probabilitatea se opresc în a mai calcula și a mai lua în calcul șansele ca un lucru să se întâmple când e 10 la puterea a 16. Deja acolo s-a oprit. Zice, n-are rost să mai discutăm, că șansele e atât de infime încât e mai mult nu decât da. Totuși, în Iisus, omul cu și Dumnezeu în același timp, exact cum spune profeția, în El s-a împlinit 1 la 10 la 356. Și mai sunt câteva aspecte în aceeași carte care e Biblia, mai sunt câteva aspecte care urmează să se împlinească. Și acum întrebarea oricărui cercetător, așa într-un fel sau altul, care e sincer, e, na, dacă s-a întâmplat odată, acea probabilitate e imposibilă. Despre care matematicienii se duc să se culce, că zice, nu-ți mai bate capul, că nu se întâmplă. Și totuși s-a întâmplat. Deci dacă s-a întâmplat odată, de ce nu s-ar mai întâmpla și restul? Pentru că e vorba de același Dumnezeu care a inspirat aceeași carte, care a dat cele 300 de profeții. Ceea ce este scris în Apocalipsa, spuneam dimineață, sau Revelația, cum este ea numită mai corect, nu a fost o carte închisă. Nu a fost dată ca o carte închisă, genul ăla, să dai codul, nu știu care, să poți descifra. Ea a fost o carte din start, când a fost pusă în canonul Scripturii, a fost o carte accesibilă. Și mai mult decât faptul că e accesibil, era o carte care putea fi înțeleasă. Înțeleasă, apropo, ceea ce ziceam dimineață, de niște oameni care nu aveau prea multă carte. Asta era interesant. Pentru că, câți ați citit Apocalipsa? Chiar, sincer, așa o mână. Da? Majoritatea. Pare o carte destul de ciudată, genul ăla de SF, după care se poate scrie un film nespus de bun. Și dacă ai și cineva care știe să facă filme, a scos o carte pe spatele lui. Și e băgat aici în Scriptură. Și la un moment dat când citești SF-ul ăsta, zici, bă, e prea de tot. Aș vrea în dimineața, seara asta, să trecem un pic prin revistă la unele lucruri pe care le are de spus Biblia cu privire la sfârșitul lumii, cum popular se spune.
A fost o perioadă în viața mea în care eu am crezut că lumea se va sfârși. Fizic, în sensul că pământul ăsta, așa cât e el de mare, dispare. Și în același fel în care dispare, reapare. Un alt pământ, nou, nouț, desigilat, atunci parfumat. În care Dumnezeu vine, zice, mă băieți, voi ăștia care ați crezut în mine, și femei, fără discriminare, haideți să locuiți acolo. Și am avut puternica convingere că dispare și reapare. Citind și din Scriptură, și din anumite cursuri, și anumite părerea unor oameni în care am mare încredere în discernământul lor, lucrurile stau un pic diferite. După care, după am citit toate astea, am zis așa, păi e logic. Adică e la genul la măi, la mintea cocoșului să fie așa. Nu știu de ce am interpretat repede de amdoasele. Adică dispare în neant undeva, nu știu unde, după care reapare tot așa de undeva. Și mai ce frumos o să trăim noi pe Pământ. Biblia nu vorbește de sfârșitul lumii. Niciodată. Ea vorbește de sfârșitul veacului. Da? Secolul 1, secolul 2, secolul 3. E clar, e la mintea cocoșului. Când se încheie secolul 1, începe secolul 2. La fel și Biblia vorbește despre sfârșitul acestui veac. Și stă la mintea cocoșului că după ce se sfârșește veacul ăsta, începe un alt veac. Adică o perioadă de timp în care lucrurile au fost la un moment dat după anumite reguli și principii, după care se schimbă placa și lucrurile stau altfel. Și Dumnezeu și Biblia vorbește foarte mult de schimbarea asta de peisaj, într-un fel, schimbarea de veac, în care veacul ăsta e dominat, exact cum spunea și Biblia, de Satan, de rău, de păcat, de ură, de tot ce este distrugător și nociv vieții. După care începe celălalt veac care este dominat pur și simplu de pace, de bucurie, e dominat de voia lui Dumnezeu, e dominat de o serie de oameni pe care când citești pentru prima oară zici că sunt un fel de extraterestri. Niște extraterestri care sunt pe pământul ăsta, paralel cu alți oameni. Dar o să trecem noi prin seria asta. Doar să aveți răbdare și să citiți notițele. Pentru că sunt destul de multe versete din Scriptură. Nu-mi permis să le citim, că fizic n-avem timp. Dar îți bune de luat în calcul. Și să le iei acasă frumos. Și să citești și să tai ce ai citit. Sunt foarte multe referințe. Când are loc schimbarea asta dintre veacul cel nou și veacul cel vechi, Biblia numește schimbarea asta de paradigmă ca ziua Domnului. Profeții din Vechiul Testament, ca Osea, Amos, Isaia, Ezechiel, toți profeții spuneau de o zi a Domnului care urmează să vină și care va schimba fața omenirii odată și va schimba lucrurile și mersul lucrurilor. Ziua Domnului ce înseamnă ea? Pentru că nu este o zi de 24 de ore, ci este o perioadă de timp. Mai exact, o perioadă de evenimente pozitive și negative care au loc pe Pământul ăsta, în urma cărora se schimbă și se face switch-ul ăla și se începe cu celălalt veac în care Dumnezeu, împreună cu poporul Lui, de oameni credincioși, vor sta pe Pământ și vor trăi pe Pământ. Inițial pentru 1000 de ani și după aia pentru toată veșnicia. Și aici mintea începe să mai rezistă Pământul, nu mai rezistă. Nu discutăm subiectul ăsta acum, deși e interesant de discutat. Mai exact, ziua Domnului se referă la ultimii 3 ani jumate din ceea ce populist se numește, sau populat se numește sfârșitul lumii. Pentru că oamenii se gândesc, mă bine, sfârșitul lumii în secunda X, cum o numesc ei, dar ziua Domnului și ceea ce vorbește Biblia se referă la ultimii 3 ani jumate înainte de ziua X, la care facem ușor referire. Ziua Domnului e o suită de evenimente pozitive și negative cumulate și se întâmplă pe Pământ, în care actorul principal, exact cum zice profeția, este Iisus Hristos. Paralel mai e și un alt actor pe care Biblia îl numește Anticrist. Doar că această zi e o zi în care Hristos, Iisus Hristos, a promis că va reveni pe Pământ. Deci asta n-am niciun dubiu și sunt convins de asta. Adică, imaginează-ți că așa cum a mers odată pe Pământ, o să mai merg încă o dată pe Pământ. Deci fizic, nu
poți să interpretezi. Fizic va reveni și va domni din nou. Împreună cu ceea ce Biblia numește poporul lui. Oamenii care l-au urmat din toată inima. Și l-au recunoscut nu doar ca personaj istoric. Că asta e simplu și e de netăgăduit. Doar să fie așa un bigot ad literam. Să negi că Iisus a trăit sau că Iisus nu e Dumnezeu. 10 la 156 s-a împlinit. Va fi o zi foarte înfricoșătoare pentru cei răzvrătiți, care vor fi martori la cele mai severe judecăți din partea lui Dumnezeu, cum nu s-a mai văzut. Și citiți de la Apocalipsa 6 până la Apocalipsa 20, să vedeți toată suita de judecăți care vor avea loc pe pământ. Biblia spune că în perioada asta, pământul va fi clătinat, absolut tot ce va putea fi clătinat. De la aspecte geografice, până la aspecte politice, sociale, stilul de viață, totul va fi pur și simplu răvășit de evenimentele care se vor întâmpla. Pe de altă parte, popoarele Pământului, și aici gândește-te, încearcă să gândești global, să ai globul în fața ochilor, da? Toate popoarele Pământului vor experimenta o invazie și militară a unui imperiu diabolic. Condus de Anticrist. Care acest Anticrist nu e o entitate, că la un moment dat ne gândeam la el și unii se gândesc că Anticrist e un personaj pe care nu prea poți să-l creionezi prea mult. Dar în primul rând, Anticrist ăsta despre care Biblia vorbește va fi un om. Poți să dai mâna lui cu unul și senzația aia că e om și ai dat mâna cu un om, e aceeași senzație ca și atunci. Dai mâna cu un om când e vorba de Anticrist. Un om cu carne și oasă. Doar că Biblia vorbește despre el că e extrem de posedat demonic și satanist bedbeget, cum s-ar zice. Și el va influența și va avea o influență asupra popoarelor lumii. Dar ajungem și acolo. Ce e necazul cel mare? Termenul biblic e necazul cel mare. Ziua Domnului sau necazul cel mare. Ziua Domnului are o conotație pozitivă, în cazul cel mare e clar că e negativ. Negativ e pentru cei care sunt răzvrătiți, ziua Domnului e pentru... Hai, e ziua lui prietenul meu. Înțelegi? E ziua a lui. Își se bătorește pe picior mare planurile. Și așa că cei care... Biserica adevărată n-are nicio teamă. Aia nu înseamnă că e absorbită de orice amenințare. Vor fi amenințări din belșug. Dar ea nu va mai avea teamă, pentru că este la ziua. La, să zic așa cu ghilimele de rigoare, e la onomastica lui Iisus Hristos pe Pământ. SF? Meditați la el. Dacă credeți că e SF, Biblia e o carte de SF. Din punctul meu de vedere, nu e SF. Dar trebuie să ne obișnuim cu anumite lucruri. Daniel 12, cum îmi spune așa, căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare, cum n-a mai fost de când sunt neamurile sau țările lumii, până la vremea aceasta. Matei 24, 21 cu 22 spune așa, pentru că atunci va fi un necaz așa de mare, cum n-a mai fost niciodată, de la începutul lumii până acum, și nici nu va mai fi. Și dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa. Dar din pricina celor aleși, zilele acelea vor fi scurtate. Și aici vreau să aduc în discuție o idee. Unii au zis că creștinii nu vor avea parte de necazul cel mare. Că Dumnezeu îi ia. Am crezut și eu într-o vreme versiunea asta. Că pur și simplu Dumnezeu te protejează cum omenescul din tine sau omenia din tine salvează pe cineva care ți-e drag. Știi că vine o mare cataclism, ora, data, ziua, normal, că zici, băi, Vasile, pleacă de acolo, că e jale de tine. E o chestie umană, să știi că vine pericol, să salvezi. Și aveam și eu o credință asta că Dumnezeu așa o să facă. Știi că vine ziua cea mare, necaz, zici, bă, băieți, hai să vă iau repede în teleportare, v-am dus sus în cer acolo să fiți ca niște îngerași. După care mai discutăm în prelungiri ce se întâmplă pe Pământ. Dar cu Iisus, și Iisus a zis textul ăsta din Matei 24, este așa, dar din pricina celor aleși. Păi întrebarea mea e așa. Dacă noi aleșii, cum credeam și eu odinioară, stăm undeva acolo sus și suntem imuni la tot ce se întâmplă aici jos pe Pământ.
Tot ce se întâmplă pe Pământ e o zi a răzbunării, a mâniei lui Dumnezeu. Deci noi nu călcăm cu piciorul pe Pământ. Suntem undeva sus, pe acolo. Ce rost are să mai scurteze? Să scurteze ce? Ca să mai scape vreunul din ăștia răi? Ar trebui să o țină la nesfârșit până îi căpesește pe toți, după care noi ne așezăm apoi pe Pământ. Dar Biblia spune că din pricina celor aleși, Dumnezeu scurtează. Pentru că acești aleși, apropo, vor fi și ei pe Pământ. Și ceva nu zice, dar nu vreau asta. E ok. O să vedem și mai târziu ce se întâmplă. Sunt patru direcții în necazul cel mare sau în ziua Domnului. De fapt, necazul și presiunea și tumultul ăsta vine din patru direcții. Odată e mânia lui Dumnezeu. De ce perioada asta de timp, de ultimii trei ani jumate, de dinainte de sfârșitul lumii, cum se zice, e așa de intensă? Pentru că mânia lui Dumnezeu e plină. Și o să vedem imediat în ceva versete. În al doilea rând, și mânia lui Dumnezeu e față de cei răzvrătiți. Și vedeți că Apocalipsa sau Revelația vorbește despre șapte sigilii, șapte peceți, șapte peciți sau șapte sigilii, șapte trâmbițe și șapte potire de mânia lui Dumnezeu, care se varsă peste pământ și peste locuitorii Pământului. În al doilea rând, a doua direcție e furia lui Satan, care... Deci odată Dumnezeu vrea să pedepsească pe cei răi, după care Satan, care are și încă acces în sfera asta, va încerca să persecute pe credincioși, să persecute pe cei care îl iubesc pe Dumnezeu sincer. Și aici va intensifica un pic lucrurile. După care mai vine a patra direcție, sunt oamenii răi. Pentru că Biblia vorbește despre păcatul care va culmina în zilele din urmă. Păi știi ce înseamnă păcatul culminează? Înseamnă că nu o să am niciun stres la un moment dat, un pic mă feresc și fac nenorocirile pe care le prind. Pentru că nu mai îmi pasă de oameni. Știi, nu vreau să păzesc, să protejez pe cine. Îmi protejez interesul meu. Și trec așa, ca vodă prin lobă, de cum s-ar spune. Sfidez orice rațiune, orice morală și îmi aplic legea mea proprie. Și gândește că Pământul e plin de oameni, oameni care vor face lucrurile astea. În al patrulea rând, a patra direcție, sunt convulsiile naturii. Adică, Iisus a zis așa, vedeți că atunci când va veni înainte de ziua Domnului, vor fi cutremure, calamități, incendii, toate nebunile una peste alta, Fiji, Japonia, grămadă îngrămădite. Așa că ziua aia, perioada aia de trei ani jumate, e grea pentru că odată e mânia lui Dumnezeu care execută pe Pământ, odată e Satan care se duce împotriva bisericii, e odată oamenii vechi care se duc unii împotriva altora, scuze, și e și natura. Globul pământesc o să treacă prin multe, prin multe travalii, le-aș numi. Pentru că, apropo, și studiile geologice și istorice, un pic, văd că pe măsură ce trece timpul, se intensifică cu activitatea vulcanică, se intensifică scoarța terestră, începe să tremure din ce în ce mai des, încep tremurile să fie mai aprige, încep să vină taifunuri, încep să fie tornade care nu erau un fenomen interesant sau inexistent la un moment dat, încep să apară din ce în ce mai des, uragani și așa mai departe. Toate sunt la pachet. În perioada asta de necazul cel mare, vor avea două valuri, vor fi două valuri de moarte în masă. Și Biblia spune așa, că odată vor muri o treime din populația Pământului, după ce mor ăștia, la ceva interval de timp, va mai muri o pătrime. Dacă ar fi să calculăm, să presupunem că sunt 8 miliarde de oameni pe Pământ la vremea X, se sfert și o pătrime. O treime și o pătrime. Asta înseamnă că vreo 4 miliarde de oameni vor muri. Doar vreau să vă gândiți că perioada e destul de strânsă. E maxim 3 ani jumate. Și Biblia are foarte multe referințe cu privire la distanța. Atâta e lungime. Și în perioada asta de 3 ani jumate vor muri, să spunem, vreo 4 miliarde de oameni. Păi imaginează-ți că ar însemna toată India, Asia, ca să nu mai vorbim de Europa, că în Europa nu suntem 1 miliard de oameni. Deci, zone, dacă ar fi să rază așa, ar fi chiar multe și fără populație. Doar că vor fi
morții ăștia vor fi peste tot, în mai multe țări. Inclusiv Europa. Deci nu e că Europa e exclusă. Iată că s-a arătat un cal gălbui, Apocalipsa 6:8. Cel ce sta pe el se numea Moartea și împreună cu el venea după el locuința morților. Li s-a dat puterea peste a patra parte a pământului ca să ucidă cu sabia, cu foamete, cu molimă și cu fiarele pământului. Apocalipsa 9:15. Și cei patru îngeri au fost dezlegați ca să omoare a treia parte din oameni. Vreau să vorbim astea patru tendințe negative, doar să vă dau un verset. Spunea că plinătatea lui Dumnezeu, adică paharul mâniei, cum îl mai numește Biblia, s-a umplut la refuz. Apocalipsa 14:10 spune așa. Vinul mâniei lui Dumnezeu turnat neamestecat în paharul mâniei lui. Adică i-a ajuns și lui Dumnezeu. Și ca să înțelegeți că și Dumnezeu are o trăire interioară, i-a mai ajuns odată și a fost pe vremea cu Sodoma și Gomora. A zis, a ajuns paharul, păcatul la culme, adică până aici. Mă duc să văd dacă e adevărat. Dacă e adevărat, i-am șters. Furia lui Satan. Haideți să citim Daniel 7:21-25. Daniel 7:21-25. M-am uitat iarăși și am văzut cum cornul acela a făcut război cu Sfinții și a putut să-i biruiască, până când a venit cel îmbătrânit de zile și a făcut dreptate Sfinților celui prea înalt și până când a sosit vremea când Sfinții au luat în stăpânire împărăția. Cornul ăla reprezintă pe Anticrist în povestea, în versetul ăsta. Dacă o să citiți toate referințele, o să înțelegeți. Acum doar luați-le așa și convingeți-vă mai târziu. Le aveți. Cornul ăsta luptă împotriva Sfinților, îi chinuie pentru o vreme, până când îi vine și lui data limită, deadline-ul, și spune, ok, acum cel îmbătrânit de zile, care face o referire la Dumnezeu, preia controlul. Pentru că îi permite pentru o vreme să facă asta. Plinătatea păcatului oamenilor. Și vă citesc Apocalipsa 9:21. Și nu s-au pocăit de uciderile lor, nici de vrăjitoriile lor. Deci aș vrea să vă imaginați acum, relativ în, sau destul în masă, practicile astea. Uciderile lor, vrăjitoriile lor, curviile lor, furtișagurile lor. Patru păcate majore care se vor regăsi în diferite forme în perioada din urmă. E odată crima și sunt foarte multe referințe. Și aici, în versetul ăsta, Apocalipsa 9:21 le comprimă pe toate. Vrăjitoriile, și asta înseamnă ocultism, închinarea la idoli. Dacă aveți timp și curiozitatea să citiți, și ar fi foarte bine. Vedeți, este un documentar pe Alfa și Omega. Omega se numește Invazia Păgână. E un documentar, nu are cine știe ce mari efecte și super realizat. Dar informațiile care le aduce, ți se ridică părul pe tine. Și spui, Doamne, în ce lume trăiesc, nici nu știam că există așa ceva. Când îl vezi documentarul ăla și citești versetul ăsta cu vrăjitorii, cu ocultism și toate astea, zici, băi, de acolo. Și e real. Imoralitatea și furtul. Legislație și persecuție motivată de furt. Și ca să înțelegi ce înseamnă o legislație motivată de furt sau o dorință de a fura acoperită legal, uite-te un pic la ceea ce a însemnat Holocaustul și perioada nazistă. A fost o perioadă de furt pe față, protejat legal. Că îi luau bunurile, averile, și de asta sunt acum o grămadă de tribunale, toată Europa, de despăgubire. Pentru că cineva a furat și a fost mascat de o lege temporară. Dar gândește că pe perioada aia, lucrurile astea se vor amplifica. Dar nu trebuie să fie teamă. O să vedeți, dacă o să parcurgi în tot cursul ăsta, nu ai să ai teamă, ai să ai îndrăzneală. Va fi ciudat. Ciudat. Interesant. Și convulsiile naturii. Nu mai citim acum. De ce trimite Dumnezeu în cazul cel mare? Hai să citim un verset. Două. Daniel 11:35 spune așa. Chiar și din cei înțelepți, mulți vor cădea. Vor fi martirizați, altfel spus, ca să fie încercați, curățiți și albiți.
până la vremea sfârșitului. Daniel 21:10 spune așa, mulți vor fi curățiți, albiți și lămuriți. Cei răi vor face răul și niciunul din cei răi nu va înțelege. Dar cei pricepuți vor înțelege că necazul, cu toate cele patru direcții care contribuie la gravitatea lucrurilor, au ca scop curățirea, albirea, decolorarea, lămurirea, da? A băga în clor, a scoate alb din ceva. Și scopul pentru care Dumnezeu îmi dă de necazul e pentru a purifica poporul său odată. Da? Cea în primul verset. Mulți vor cădea, vor fi încercați, lămuriți. În al doilea rând, pentru marele seceriș al sufletelor, inclusiv mântuirea poporului Israel. Pentru că așa cum știm fiecare, acum Israel nu recunoaște că Iisus, cel care îl știm noi în lumea creștină, e Dumnezeu, ci știe doar ca personaj istoric. Dar, iarăși profeții de Biblie spune că El, ca și națiune, Israelul va recunoaște în Iisus, nu doar om, ci și pe Dumnezeu. Și asta e fabulos. Și aici, Biserica, în perioada aceea, o să joace un rol cheie. Pentru că va stârni inima poporului Israel. Și ceea ce spuneam data trecută, o lume stârnită, smuțită împotriva lor, deodată se găsesc printre creștini oameni care sunt de partea țării ăsteia. Și atunci doar nebun la cap să fii de partea celui mai încolțit. Deci imaginează-ți toate țările lumii și toate continentele, într-un fel sau altul, îngrămădite acolo, să șteargă de pe fața pământului o țărișoară. Păi tu doar nebun la cap să te ridici împotriva sistemului și să spui, băi, ce faceți voi aici că nu e bine? Adică tu spui capul la bătaie. Și totuși o faci. Pentru că în biserica respectivă care va fi curățită, va fi fără pată, fără zbucitură, cum zice Biblia, adică curățită de motivațiile ascunse și cu o dragoste altruistă și fără rețineri, va merge pe cartea asta. Pentru că știe și profeția care se împlinește. Și asta va stârni poporul Israel și el îl vor recunoaște într-un final pe Iisus ca Mesia. Mai departe. Hai să mergem un pic. Vreau să vorbim despre oameni și evenimente negative. Anticristul. Cine e el? Deci nu e entitatea aia, ci e o nene. Nenea Anticristul. O să aibă și el un nume, dar numele lui de scenă va fi într-un fel sau altul în lumea creștină Anticrist. Așa cum este numele, el fie va fi împotriva lui Hristos, ceea ce va fi un trend în timpul respectiv, să fie împotriva lui Iisus, pentru că Iisus va fi de partea națiunii Israel, toată lumea va fi de partea națiunii, împotriva națiunii Israel și atunci el va fi anti. Sau mai are și semnificația de a fi în locul lui Iisus. Pentru că și Anticrist, la un moment dat, promite o pace. Și încheie în Orientul Mijlociu o pace care acum n-a mai lăsat un șmac de tensiune. Și totuși el va reuși să aducă pacea acolo. Păi e un Hristos ăsta, știi, care reușește să stingă focul. E un mântuitor, e un salvator politico-economic, zic cum vrei. E ăla așteptat de atâta vreme. Dar Anticristul este ultimul lider al lumii. El va avea o alianță politică și militară și economică și religioasă pe final cu tot ce înseamnă mapamundul, cunoscut de noi astăzi. Dar în mod special va fi o confederație de 10 zone, țări. Țări și zone. Va avea cea mai mare coaliție politică, cea mai numeroasă armată, cea mai mare rețea religioasă globală, cei mai mulți bani și putere, cum nimeni din istorie n-a mai avut. Adică niciun om. Nu te gândi că America e cea mai bogată și care ea, că e mare și are mulți bani, ci una bucată om o să aibă maxim ce poate să existe monedă și valută și valori, da? Vor fi ale lui. Faceți aminte când diavolul lui ispitit pe Iisus și a zis, închină-te mie că toate bogățiile astea ți le voi da ție, că sunt ale mele și le dau cui vreau? Păi Anticristul va fi omul posedat de Satan. Și pachetul sau bonusul cu care o să vină Satan, exact de la care a venit și la Iisus. Mi te închin, mă recunoști ca pe mine ca stăpân și ca domn peste lumea asta, îți dau toate bogățiile. De asta și Anticrist de are și le va avea pe toate. Pentru că va încrea un pact
satanic, cu satan, cu diavolul. Și de asta le are. Toată lumea îi le va aduce. Versetele nu avem timp să le facem. El va folosi minuni demonice pentru a înșela, citiți Apocalipsa 13, 12 cu 14, politica, economia. Anticristul este numit în Biblie fiară. Când întâlnești un urs sălbatic sau o ursoaică, o ursoaică fără pui, e o fiară. E o fiară sălbatică cu care nu poți negocia, dar de ce are ideea de fiară? Nu poți să stai în prezența lui, că te răsfâșie. Anticristul nu e numit așa metaforic în Biblie fiară, ci pentru că va fi un om ad literam o fiară. Adică trăirile lui interioare vor fi fără scrupule, fără milă, are o singură carte și un singur plan al lui. Restul omenirii nu contează ca indivizi. Contează ca mase de oameni pe care le poți manipula să-ți ridice tronul, știi, și să te ridice deasupra. Să te înalțe. În rest, dacă după ce te înalță, n-ai niciun regret să-i extermini pe toți. Pentru că ți-ai atins scopul. Fiara este numit de 36 de ori în Cartea Apocalipsei. Al doilea eveniment negativ. Ăsta a fost un personaj. Un eveniment negativ este cu privire la el. Biblia vorbește despre el că va avea o rană de moarte care va fi vindecată, după care el își face meseria. O rană de moarte înseamnă, altfel spus, într-un final chiar moare și învie. Că știi cum e, când ți se taie jugulara și ți s-a tăiat jugulara, s-a cam dus. Adică e o chestiune de timp să mori. Și faptul că nu mori e o chestie supranaturală. La fel va fi și cred că Biblia spune că va avea o rană la cap dătătoare de moarte, dar totuși nu va muri. Și asta va uimi, va fi vindecat în fața omenirii și asta va duce credit spre el. Eu sunt mai mult decât un simplu om. Dacă unii vor mai avea dubii, când vei vedea că a murit și că a înviat prin el, ai să-ți dai seama că e treaba groasă, cum să spunem. Și că e mai mult decât un nene cu carisma. Chipul fiare. Va fi o statuie. Că o fi o imagine, că o fi un idol care este energizată demonic, astfel încât să pară că gândește, vorbește, va putea să facă legi, poate să respire. Nu știu dacă poți să-ți imaginezi, nu știu ce să-ți imaginezi, imaginează-ți o statuie, în fața căreia te duci și începi să vorbești cu ea. Dar nu e inginerie cibernetică și chestii de genul ăsta în spate care să facă să vorbească și să la. Deci e chiar pe bune. Și Biblia vorbește despre chipul fiarei. Versetele iară sunt multe. Idolul principal va fi așezat în templul din Ierusalim. Templul care nu există. Urmăriți politic sau situația templului din Ierusalim și să vedeți cum începe ușor, ușor să fie reconstruit. Inclusiv în mijlocul tensiunii din Orientul Mijlociu. Și Biblia vorbește în Apocalipsa că chipul fiarei va fi idolul principal acolo și cu siguranță vor fi și o rețea de idoli similari în alte continente. Semnul fiarei. Va fi un semn pe una dreapta sau pe fruntea oamenilor. Și aici toți știm de 666. 666, cât se pune în frunte, cât se pune pe mână. Și mulți dintre noi începeam să zicem, băi, dar dacă, și chiar în lumea creștină, erau rumori lelea, băi, dar dacă o să pună și mie semnul fiare sau nu, vezi că e chipul, vezi că e ăsta microchipul care se face acum. Băieți au descoperit că aici e cel mai bine depus sau că pe mână, vorba aia. Asta e zona în care se răcește și se încălzește. E cea mai sensibilă termic. Că vorba aia, mama, că din cea temperatura la corp, îi punem mâna aici, ne punem mâna la o altă zonă. Că își dă seama aici e sensibil. Și aici e ușor de citit, de el are nevoie, în fine. Și toți zicem, băi, n-aș vrea să se întâmple așa ceva. Și trăim cu frica că cineva, într-o bună zi, o să ne șmecherească și o să ne prostească și o să ne trezim cu pămâna dreaptă cu ce-o fi semnul ăla sau în frunte. Și o teamă, așa oarecum, între creștini. Ceea ce ne-ar trebui, pentru că ce înseamnă semnul ăla? Înseamnă, e ceva similar cu o verighetă.
Este la martoră că n-am prostit-o să-și pună verigheta. Și nici ea nu m-a prostit să-mi pun verigheta pe deget. A fost o învoire consimțită între mine și ea, un angajament pe care să-l luăm pentru toată viața. Și știam că ne căsătorim. Deci nu e genul că o să facem ceva, dar o să descoperim pe parcurs că e nântă și că e căsnicie. Deci nu era nebuloasă aia. Știa, e sigur. La fel e și semnul ăsta. Cei care și vă pune pe mână sau așa, nu vor fi prostiți. Vai, ha, ce te-am prostit, ce te-am prostit. Deci nu e așa ceva. Tu știi ce faci. Știi ce e în spate. Știi că, de fapt, reprezintă o alianță care o faci tu, ca om, cu Anticrist și cu Satan. Deci nu vă fie teamă că te prostește cineva. Nu, eu nu o să iau cardul, eu nu vreau chipul, card, nu vreau pașaport biometric, că e 66, că... Hai să fim sinceri. Atunci, în ultima aia perioadă de timp, lucrurile vor sta de față. Biblia vorbește despre Anticrist, că el se ridică în ultimii 7 ani din istoria omenirii. Deci liderul ăsta va domni ultimii 7 ani. Primii 3 ani jumate încheie, de fapt la început, că de aici începe ascensiunea lui, încheie o alianță cu Orientul Mijlociu și potolește cazanul ăla ce clopotește acum acolo. E bine și frumos și ceea ce Pavel spunea în Timotei, toată lumea zice pace, pace, asta va fi atmosfera de atunci în primii 3 ani jumate, după care se taie firul și lucrurile devin pe față. Dacă până atunci el încă își mai clădea credit și imagine, o făcea într-un mod diplomatic, finuț, după aia când taie firul și își pune idolul, că cu asta începe, citiți Daniel, își pune idolul în templu, lucrurile sunt pe față. Adică ori ești de-al meu, ori ești dispărut. Dar și Dumnezeu, pe de altă parte, și are foarte multe lucruri interesante care o să le facă supranaturale. Profetul mincinos, acum la Lipsa 13, 11 până la 18, nu citim. E un fel de purtător de cuvânt, un asociat al lui Anticrist, dar el, în mod special, o să aibă responsabilitatea asupra rețelei religioase. Dar pe vremea respectivă, religia asta a lui Anticrist va fi una globală. Și va fi un lider, un... Nu vreau să-i zic în niciun fel un titlu religios. Pentru că va fi altceva. Dar va fi un lider religios peste toată lumea. Rolul lui este să facă semne, să facă minuni, să facă chestii supranaturale și la un moment dat uitați-vă iarăși la documentarul ăla, vă duc la invazia păgână să vedeți ce se poate întâmpla și pe partea întunericului și pe partea satanică a lumii. Câte semne, câte minuni, câte chestii supranaturale se întâmplă de-ți stă mintea în loc. Ăsta, ce oamenii din vremea noastră? Ăștia spui mici. El va fi lider și nu e lider pentru că l-a luat șeful și a zis, băi, îmi place de ochii tăi, hai fi tu lider. Adică în tine e așa multă posesiune drăcească încât te ridică deasupra tuturor și tu ești cel care merită să guvernezi religios lumea. Confederația celor 10 națiuni a Anticristului va fi o alianță politică, militară și economică care va oferi cea mai mare bază de putere din istoria umanității. Și vorbește Biblia despre ele. Urăciunea pustiirii, am spus și nu mai mă repet prea mult, va fi un idol pe care diavolul, chipul lui, chipul lui Anticrist, îl va pune acolo. Și el o să vorbească, o să facă minune, o să fie interesant. Îl pune în templul din Ierusalim. Dar acest act al urăciunii, am zis că are loc la mijlocul ultimilor 7 ani, deci înainte de la 3 ani jumate. Acolo începe idolul, după aceea se schimbă pe față lucrurile. Hai să vorbim despre cele 3 serii de judecăți din partea lui Dumnezeu. 7 peceți, 7 trâmbițe și 7 cupe. Da? Potire, cum zice Biblia. Toate sunt succesive. Pentru că așa le prezintă Biblia și nu ai voie să le interpretezi altfel decât că zice că după 1 urmează 2. Și Biblia spune în Apocalipsa că întâi vin sigiliile și o să treci imediat prin ele, după care vin trâmbițele, după care vin potirile. Când se termină cu toate astea 7, 7, 7, culminează cu
lupta finală de la Armagedon, spre care tot se mai aude, care va fi o luptă împotriva Israelului, la care vor face concurs toate națiunile Pământului. Vor avea reprezentanți împotriva Israelului. Și acolo se culminează cu venirea lui Iisus pe Pământ. Care, apropo, e după necazul cel mare, nu înainte de necazul cel mare, care vine și mărșăluiește profeția din Isaia, ajunge la Ierusalim, eliberează Israelul de toată presiunea asta politică și de războiul care era împotriva lor, care va fi, apropo, al treilea război mondial, cum ar fi să-l numim, și ei prin asta îl vor recunoaște odată. După care și datorită bisericii îl vor recunoaște. Există o intensificare a judecăților lui Dumnezeu. Sigiliile sunt așa cum sunt, din trâmbițele și mai și mai și potirele ustură. Doar rodele. Hai să trecem un pic prin ele. Am zis că sunt iale literal. Ce zice acolo că se întâmplă, chiar se întâmplă. Sunt viitoare. Nu s-au întâmplat. În sensul că unii cred că s-a mai întâmplat potirele astea și undeva suntem așa cu timp, undeva de zona X și se termină finish. Se termină veacul și deci nu, ăsta nu s-a întâmplat. Urmează să se întâmple. Și au loc în ultimii 3 ani din istoria umanității cunoscute în termenii noștri de acum. Cele 7 peceți. Prima pecete. Calul alb. Și îl traduce imediat acolo în Apocalipsa 6 de la 1 la 2, care înseamnă o agresiune politică a lui Anticrist. Politică, da? Așa începe. Și se extinde toată lumea. Vine a doua pecete, calul roșu, care e vărsare de sânge și război mondial. Aduceți-vă aminte că vorbesc de ultimii 3 ani jumate, când Anticrist începe să pună cărțile pe față. Deci nu mai e nicio scrupulă, nu mai... De ce să te mai menajezi? De cine? Și o pui pe față. Adică, dacă vrei să omori, omori. Că oricum, nimeni, apropo, nu poate să-ți mai suflecieze de trebuie o organizație mondială de ce ai făcut tu holocaust, să spunem așa. Deci nimeni nu-ți suflă ție. Faci ce vrei și faci cum te taie capul. Ca o fiară. Vine vărsarea de sânge și războiul mondial. Pentru că Armagedonul, uneori noi îl înțelegeam ca război fulger, așa, s-a adunat repede cât îți ia vreo 2 luni să se adune toate țările, după care, pac, 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 eu te împuște, mă împuște și s-a terminat. Dar Armagedonul este o campanie militară care durează 3 ani jumate. De când schimbă jocul Anticrist până la venirea lui Hristos. Hristos revine pe Pământ și oprește Armagedonul ăla. A treia pecete, calul negru. Foamete și criză economică. Apocalipsa 6, de la 5 la 6. A patra pecete. Ce urmează? Epidemie și moartea unui sfert din populația Pământului. Apocalipsa 6, de la 7 la 8. Ceea ce spuneam la început. Vor veni una după alta. Odată politic, vărsare de sânge și război mondial, foamete și criză economică, epidemia și moartea unui sfert din populația Pământului, a cincea pecete sau sigiliu. Și aici e extrem de interesant. E mișcarea de rugăciune. E mișcarea de rugăciune a creștinătății și a bisericii. Citiți în Apocalipsa 6, de la 9 la 11. Vedeți un înger care ia niște tămâie, nu, ia o candelă cu tămâie care reprezintă mai jos un pic. Așa. Asta, 9 la 11. Vorbește de rugăciunea Sfinților, care începe să se identifice, să-i se intensifice împotriva lucrurilor din vremea respectivă. Pentru că Îngerul ia cadelnița, o umple cu tămâie, care e rugăciunea Sfinților, și cu foc de pe altar și o aruncă pe Pământ. Pe Pământ e planul. E, cum să spunem, scena. A șasea pecete, perturbări cosmice. Apocalipsa 6, de la 12 la 17, atmosferă naturală, crize cosmice. A șaptea pecete e tăcerea din cer. Și în urma tăcerii se declanșează cele 7 trâmbițe. Prima trâmbiță afectează resursele de hrană. Adică se ardă o treime din vegetația Pământului. Ad literam. Tot ce înseamnă produs, tot ce înseamnă faună, dispare. O treime. Apocalipsa 7.
A doua trâmbiță afectează resursele de hrană. Imaginați-vă cum arată pământul. Da? E frumușel acum. Da? Începe să decupeze așa o treime din el de pe aici, de pe acolo să arată așa cârjulit. Și cam o treime mai e dusă. După care spune distrugerea unei treimi din mările pământului. Apocalipsa 8, 8 și 9. A treia trâmbiță afectează resursele de apă. Potrăvirea unei treimi din apa potabilă a pământului. Și îți imaginezi un pic cum e Africa, care nu prea are apă. Și ca și efect, numai acum două Africa și în toată lumea. Ca să înțelegi cum e oamenii să sufere de sete. Biserica nu e aici. Vă am dat la trecută că biserica experimenteze niște lucrări supranaturale de protecție din partea lui Dumnezeu. A patra trâmbiță, lumina și energia este afectată. Întunecarea unei treimi din lumina Pământului, soarele și-a pierdut și luna și-a pierdut strălucirea. Adică ziua nu mai e zi. Și luna nu mai e lună. Și își reduc o treime din lumină. Asta ca să înțelegi ce înseamnă energia solară. Că tu captezi și pe vremea respectivă și în trendul ăsta o să captăm energie solară ăstea, cum se cheamă, așa? Cu balonul de sonare. Și imaginează-ți o treime edusă. Ca să nu mai spui de cât depinde de energia asta. Pentru că trendul acum e hai să anulăm energia asta fosilă cu tot ce trebuie și să trecem pe cum bate vântul și cum bate soarele. Și lumea se va duce acolo. Pentru că e rezonabil, e eficient acum. Dar atunci îți dai seama cât de multe depinde haine, case, depinde de lumina aia. Se mai strică mâncarea, pană de curent. Ca să nu mai spui că e deși destul de cald afară și cu aerul condiționat nu se prea mai meargă. Deci, imaginează asta, stai așa un pic de... A cincea trâmbiță, chinul. Declanșarea plăcilor. Plăcile lăcustelor demonice. Apocalipsa 9, de la 1 la 12. Auzi niște lăcuste pe acolo care au venit să chinuie pe locuitorii Pământului. Și evenimente, cataclisme de genul ăsta s-au mai întâmplat de-a lungul omenirii. Când pur și simplu tot felul de insecte... în toate părțile, da? Doar că durează mult. A șasea trâmbiță, moartea. Dezlegarea demonilor care vor ucide o treime din populația Pământului. Apocalipsa 9, 13 până 21. Dragi, duhuri necurate, care vor poseda Pământul, oamenii, apropo, da, în Pământul, oamenii, și vor ucide o treime din aia care au rămas din primul sfert, și că primul sfert a murit și ce a mai rămas acum o treime. Ca să înțelegi că cum ucid demonii și dracii. E foarte simplu. Clasic e un exemplu cu porci. Era 2000 de porci din Gadara. A scos Iisus o legiune de dragi dintr-un om și dracii au zis, bă, nu ne lasă nici un porci ăștia. Și a zis, du-te. Ce-a făcut porci după aia? Ce instinct a stârnit în animale? Să se arunce. Adică, pe vremea respectivă, cazurile de suicid vor fi în masă. Pentru că o treime din populația Pământului care mai rămâne, se sinucide. Ca să nu mai vorbesc și de anumite cazuri de ocultism și magie neagră de prin zona Africii un pic, în care vrăjitorii respectiv făceau prin spiritele astea necurate să moară oamenii. Dar să moară așa, că li se taie respirația, că apar tot felul de chestii. Unele, dacă le-aș zice, și le cred că au venit așa printr-o filieră destul de credibilă pentru mine, genul de cuie care se înfin, care sticle, tot felul de nebunii ciudate. Pentru că, apropo, faceți aminte că în Apocalipsa este un verset în care zice că vai de voi pământ și mare, pentru că diavolul a coborât la voi cuprins de o mânie mare. Păi diavolul, nu te gândi la el ca la o entitate așa spirituală care vine și el într-un sejur pe pământ să se plimbe, să mai pozeze. Diavolul când vine nu e un avocat de entitate, ci o legiune de dragi și demoni care există și demonii își caută să lași în oameni. Iisus a zis și a reiterat chestia asta și zis, când un demon iese dintr-un om,
duce haipui nu știu pe unde în lumea lui, după care se întoarce la casa lui, ăla din care a fost scos. Pentru că vrea să reintre, pentru că efectul lor sau prezența lor se poate resimți în momentul în care cineva se lasă folosit de ei. Da? Deci nu așa din senin. Intră într-un om și controlează. Ultimele 7 potiri ale mâniei lui Dumnezeu. Apocalipsa 15 până la 16. Poți să faci o paralelă cu plăgile din Egipt, când au ieșit evrei din Egipt. Primul potir vorbește de rând. Rânduri eroase peste cei care se închină lui Antichrist. Numai pentru ei. Apocalipsa 16. Al doilea potir, rezerva de hrană. Marea se transformă în sânge și ucide tot ce se află în ea. S-a mai transformat în Egipt. S-a mai transformat și în recent. În scapă e un fenomen tare ciudat care se întâmplă. E o bacterie care instant se înmulțește nespus de mult, e roșiatică, are într-un final, în combinație cu apa, textura pe final a apei ca un sânge, așa. Da? Viscos un pic. Și moare tot ce e în zona aia. Și acum vine vorbește că la un moment dat marile lumii vor fi duse acolo. Dar nimeni nu poate să explice cum se întâmplă că bacteria asta să se mulțească așa fabulos de repede. Bine, la scară mai mică evenimentele s-au înregistrat, dar așa să toată lumea e cam mult, da? Biblia zice și dacă s-a împlinit o șansă din 10 la 156, cu siguranță se împlinește și asta. E aceeași Biblie. Al patrulea potir, căldură mistuitoare și foc din soare. Apocalipsa 16. Al cincilea potir, întuneric peste imperiul global al Antichristului. Al șaselea potir, o vină globală. Demonii atrag națiunile la Armagedon. Că deja se scurtează. Ne-am dus pe finalul la cei 3 ani jumate. Și demonii vor influența acum, gândește, decizii politice, economice și politice. Mult special care vor zice, mă, vizăm Ierusalimul și țara asta. Ducem, trimitem soate, trupe, comando, gherilă, tot ce e, acolo să-și aibă reprezentanță. Ca să nimicească asta. Al șaptelea potir, anihilarea, cel mai puternic cutremur de pe pământ și grindină de 40 de kilograme. Biblia spune de un talent. Un talent are 36-40 de kg. Și asta vine. După ce se întâmplă povestea asta, v-am zis numai repet, campania lui Iisus, Iisus revine de pe noi, din cer, exact cum a spus, în același fel în care s-a urcat la cer, va reveni pe pământ, coboară, se duce spre Ierusalim, eliberează Ierusalimul, profeția aia din psalm, care noi o citim într-un fel, se împlinește într-un mod diferit, unde zice, porți veșnice, ridicați-vă capetele, dar cine e? Să-i împăratul slavei, care Domnul și-l vitează în luptă. Păi tocmai avusese loc. Imaginează-ți toate țările lumii duse acolo și Domnul și-l vitează în lupta Armagedonului, care eliberează. Armagedonul există ca și locație și David spune la un moment dat, când a fost atunci în Israel, e o zonă așa lată, plată, întinsă, cât vezi cu ochii de aia, ai senzația că toată lumea poate să încapă acolo. Închei. În perioada ăstor 3 ani jumate, e o chestie interesantă care chiar vreau să o urmăriți. Pentru că e recentă, va fi destul de recentă. Despre Babilon. Spune că Dumnezeu va judeca curva Babilonului. Babilon a fost istoric o cetate care nu mai există, despre care în Apocalipsa se vorbește din nou. La mintea cocoșului, dacă nu a fost și se vorbește, înseamnă că va fi reclădit. Ea e în Irak, la sud de Bagdad. Acum erau arheologi, încep să o studieze. Să-i găsească pozițiile, ziduri, istoric, și așa mai departe. Pentru mine asta, și asta a fost un subiect neinteresant. Și la un moment dat, începe să fie stârnit atenția spre Babilon. Întrebarea mea e de ce? Înțelegeți?
Biblia vorbește că va fi reclădit și va judeca Babilonul, care va reprezenta și va fi acolo sediul unei rețele demonice globale, economice și religioase, deoarece va se duce pe mulți care fac răul să persecute sfinții. Babilonul va fi localizată pe râul Eufrat în Irak și va fi restaurat. Dumnezeu va judeca această cetate în două valuri. Odată, în Babilon va avea loc un sistem religios global de toleranță, în care noi toți, cu toate religiile noastre, și uitați-vă, ecumenismul. Asta face acum. Zice, băi, care e religia ta? Mă, eu sunt creștin. Tu, hindus. Tu, bahai. Tu, ce ești? Nu contează. Are un singur Dumnezeu. Putem să stăm în aceeași casă. Și chestia asta se va începe acolo. Acolo va fi, potrivit spuselor Bibliei, va fi sediu general. A ceea ce reprezintă, într-un sens, ecumenismul, toleranța asta religioasă. Eu te las, tu mă las, avem un singur Dumnezeu. La mijlocul acestei perioade de 7 ani, Babilonul va cădea în mijlocul, în mâinile la 10 împărați care o vor arde. Cei 10 împărați din suita lui Anticrist. Ei o vor înlocui cu sistemul religios strict al lui Anticrist. Dacă până atunci a fost all is good, cu toți putem trăi, când vine Anticrist, schimbă placa și spune, dează înainte, eu zic și eu dau tot. Cine e Dumnezeu? Și Anticrist se crede pe singur Dumnezeu. Are loc martirajul creștinilor, mulți creștini vor credea de la credință, dar într-un final se încheie cu tronul cel mare și alb, în care Dumnezeu va judeca toată omenirea și toți oamenii. Un singur lucru care vă mai zic și cu asta am terminat. Cu privire la Babilonul ăsta, se vorbește de 3 în Daniel. În Daniel 9, parcă se vorbește de o fiară cu 10 coarne. Daniel s-a uitat la ea și din alea 10 coarne, 3. A ieșit un corn mai mic. Și a dislocat 3 coarne. După care a dominat cornul ăla. Cornul înseamnă autoritate, conducere. Cornul ăsta face referire la Anticrist. Asta înseamnă că în jurul Babilonului ăstuia va fi o coaliție a 3 grupări. Că vor fi țări, că vor fi coaliții de țări, nu știu. Dar vor fi 3 principale. Pe care de-a Satan, Anticrist, de fapt, se ridică, le domină, le șterge din autoritate, le absoarbe un pic în grupul celor 10. Și uitați-vă, așa aveți mintea legată de ceea ce o se întâmplă în zona Irakului, cetatea Babilon, puterile care se vor comasa acolo și urmăriți istoria. Biblia adevărată și asta înseamnă că Biblia se va împlini. Pentru că nu e Nostradamus șansa ca ceva să se întâmple. Bun, ăsta erau lucrurile negative. Alea pozitive ne-am discutat data trecută. O să ne mai întâlnim vineri în partea a treia din asta. Mulțumesc mult de tot de răbdare. Și ne vedem vineri atunci. Da? Și săptămâna asta dincolo, la cort. La cort de rugăciune. Dumnezeu să vă rugăm frumos. Și citiți Apocalipsa până data viitoare. E foarte bine.